Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Salău. Astăzi l-avem ca invitat pe deputatul Iuliu Nosa, prim vicepreședinte PSD Salaj. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră. Bună ziua, domnule Daniel Săoca, bună ziua tuturor celor care urmăresc această emisiune. Sunteți invitatul nostru și pentru că nu cu multă vreme în urmă am discutat și despre USL și iată că USL s-a dus, se duse. Din păcate, exact, aveți perfectă dreptate. Din păcate, spuneam atunci și îmi pare rău că n-am avut dreptate, spuneam atunci că eu îmi doresc și noi ne dorim ca această construcție politică să ducă la bun sfârșit ceea ce am promis alegătorilor în campania electorală de la localele din 2012 și de la parlamentarele din 2012. Ca un om care nu sunt neapărat în mijlocul problemei, dar undeva în zona lor caldă, n-am crezut să ajung să văd așa ceva. Și când spun acest lucru, n-am crezut să văd un președinte de partid, un președinte al Senatului, să ia o decizie, din punctul meu de vedere, de-a dreptul stupidă. În plină ședință a Parlamentului României, să-și anunțe demisia din calitatea de președinte al Senatului. Nu că nu înțeleg atitudinea unei persoane, dar el, președintele Senatului de la vremea respectivă, nu se reprezenta doar pe el. Avea în spate numărul alegătorilor, cel puțin din Teleorman, care l-au desemnat să fie senator, și avea în spatele lui voturile colegilor din Senat, tot oameni politici, care l-au desemnat să conducă destinele Senatului. În sfârșit, este decizia dânsului, este decizia lor. Acum pot să spun că nu cred că este cea mai fericită decizie pentru țară și pentru România, dar nu ne mai putem întoarce înapoi și, din păcate, suntem în situația în care suntem. Demisia e un act unilateral. Nu cred că l-ați plâns pe domnul Antonescu, să zicem așa. E adevărat, e un act unilateral când ai, ca și termen de angajare, dacă vreți, un contract cu o persoană sau cu o persoană juridică, dacă vreți. Dar era un contract cu niște voturi ale alegătorilor și un contract cu niște voturi ale senatorilor. Am văzut și cred că ați văzut și dumneavoastră, eu eram în plen, am văzut surprinderea marei majorități a parlamentarilor peneliști, cu excepția unuia sau doi care s-au bucurat. Nu știu dacă vă aduceți imaginea senatorului Puiu Hașoti, care a rămas pur și simplu blocat. Ce vreau să spun? Nu poți privi lucrurile, m-am supărat pe turmă și îmi dau demisia. Și ce face turma în continuare? Ca să mă explic un pic mai plastic. Rămâne să se descurce. Este opțiunea liberalilor, la urmă urme, ce o să facă sau ce opțiunea, nu o să facă. Opțiunea liberalilor a fost a unei părți din liberal și vedem ce se întâmplă în ultimul timp. Caz recent, fostul senator Mircea și actualul actor Mircea Diaconu, ceea ce face dânsul, dar decizia liberalilor au fost să părăsească guvernul și guvernarea, în semn de solidaritate, nu știu dacă cu Iohannis, sau în semn de solidaritate cu Băsescu. Vom vedea domnule ce va rezolva timpul. Și aici, la emisiunea noastră, la Rotisorul Politic, mai mulți membri ai Partidului Social Democrat și mai mulți membri ai Partidului Național Liberal, mai mulți sau mai puțin evaziv, au anunțat acest divorț, să-i spunem așa metaforic. Spuneți-ne cât puteți dumneavoastră la această oră, de ce s-a ajuns la acest divorț? Nu contest ceea ce ați afirmat dumneavoastră, dar pe mine cel puțin, nu m-ați auzit niciodată, am spus că nu e o construcție politică pentru o veșnicie, dar că pentru această perioadă de mandat, ea trebuie să funcționeze și să existe. Au fost aceste lucruri, sau că s-au întâmplat aceste lucruri, sunt deja un capitol încheiat, nu cred că mai are rost să vorbim. De ce s-a ajuns aici? Mi-e greu, vă rog să mă credeți, mi-e greu să înțeleg, oricum, nu din interes național. Cu acest lucru, cred că sunteți și dumneavoastră de acord.
s-a mizat pe faptul că un viitor candidat al liberalilor, respectiv Crin Antonescu, venind din zona opoziției, are șanse mai mari de a câștiga prezidențialele, poate fi una din explicații. Pentru mine însă, și sunt convins pentru mulți, nu poate sta în picioare acest lucru. Ce s-a întâmplat? Am aflat ulterior că au avut loc mai multe vizite la Cotroceni ale președintelui Partidului Național Liberal. Ce decizii s-au luat, cu ce anume i-a putut constrânge, un lucru este cert. Au răspuns liberalii în ansamblul lor, cu toate că nu sunt mult, sunt foarte mulți dintre ei care nu și-ar fi dorit acest lucru, au răspuns unei dorințe a celui care a înființat Fundația Populară și conduce din umbră Partidul Mișcarea Populară în acest moment, unei dorințe de a destrăma cât mai repede această construcție făcută în 2011 pentru a contrapune acestui regim pe care l-am trăit în ultima perioadă. Aceasta este senzația mea, că n-au reușit să cedeze presiunilor de a rupe construcția înainte de a își termina președintele Băsescu, că despre el este vorba, mandatul de la Cotroceni, și se spunea înainte, sau multă lume comenta, că această ruptură, care în acest moment este o realitate, se va produce după europarlamentare. Uite că n-am așteptat să treacă europarlamentarele, să vedem rezultatul, și ea s-a produs înainte. Cred că presiuni, altceva, nu poate fi vorba de presiuni din rândul alegătorilor. Pentru că alegătorii, am spus și în emisiunea trecută la dumneavoastră, cred că vă aduceți aminte, mi-e greu să cuantific câte voturi sunt PSD-iste, câte voturi sunt ale mele, personale, dacă vreți, și câte voturi sunt ale colegilor și votanților liberali în colegiul pe care eu îl reprezint și ceea ce de fapt s-a întâmplat la nivelul întregii țări. Din păcate suntem în situația în care suntem sub aspectul USL-ului, dar guvernul a primit votul de investitură cu toate necazurile în ghilimele care au fost la depunerea jurământului, a primit votul de încredere că nu a fost vorba de investitură în ședința comună, își va face în continuare treaba și probabil, și nu probabil, ci sigur, lucrurile se vor liniști și vom intra cât de cât într-o zonă normală. E ceea ce ne dorim toți și își doresc în primul rând oamenii acestei țări. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu deputatul Iuliu Nosa, prim vicepreședinte PSD Sălaj. Ați bătut din nou palma cu UDMR, de voie sau de nevoie? O situație complicată, într-un fel. Am bătut din nou palma. E de fapt o înțelegere care a avut loc înainte de a intra, sau în perioada campaniei parlamentare din 2012, între USL la vremea respectivă și UDMR-ul. S-a văzut acest lucru și s-a știut acest lucru. Sigur că pentru o guvernare cât de cât mai bună și mai în interesul cetățenilor, este nevoie și de o susținere parlamentară cât mai consistentă. Pentru noi, cel puțin, în județul Sălaj, la nivelul Consiliului Județean și la nivelul câtorva consilii locale din teritoriu, de la primării, această colaborare a existat de-a lungul timpului și nu cred că e o colaborare care să nu fi dat rezultate corespunzătoare. E greu însă să fie înțeles acest lucru în zona în care populația este peste 99% românească, dar sunt oameni pe cuvântul cărora te poți baza, sunt oameni de încredere și care în momentul în care își asumă anumită responsabilitate duc la bun sfârșit ceea ce asumă în momentul respectiv. Pentru mine, eu și pentru noi și la nivelul Consiliului Județean și la nivel parlamentar, e o colaborare care cred și trebuie să fie în folosul României și a zonei pe care noi o reprezentăm. Așa că implicații politice imediate vor avea cu siguranță un post de subprefect, dar încă nu știm numele subprefectului. Toți din presă se întreabă cine va fi. E decizia dânșilor.
și sunt convins că vor alege o persoană care să reprezinte cu responsabilitate județul. Cine va fi, nici eu, sincer vă spun, nu știu, n-am purtat această discuție, n-a avut loc această discuție la care eu să și fi participat. Probabil cei doi președinți, respectiv domnul Tiberiu Marc și domnul Șereș, au discutat acest lucru. În acest moment eu nu știu despre ce. Gândesc că și alte funcții la instituțiile, așa zis, deconcentrate vor avea cei de la UDMRM. Trebuie să aibă loc această întâlnire, această discuție, să vedem până unde și ce anume, care anume vor fi solicitările. Ceea ce pot eu să spun, însă că nu putem vorbi de zona structurilor deconcentrate, posturi pe care noi în acest moment, noi Partidul Social Democrat le deținem și colegii din Alianță. Dacă se vor face câteva schimbări, ele nu pot fi de mare amploare în condițiile date. Cum să mergem mai departe? Această înțelegere cu UDMR vine într-un context electoral destul de tulbure. Ați văzut cu siguranță și dumneavoastră ce se întâmplă din spre zona asta naționalistă, sensibilă. Cum comentați dumneavoastră ceea ce ne așteptăm și în contextul alegerilor pentru Parlamentul European? Așteptările românilor după alegerile din 2012 au fost foarte mari. Și când spun români, aici mă refer și la românii, la cetățenii de etnie română, cum mă refer și la cetățenii de etnie maghiară. Deci așteptările au fost foarte mari. Însă aceste așteptări nu au fost satisfăcute la nivelul la care era și există această dorință. Pe fondul acestor neîmpliniri, dacă vreți, guvernamentale, și așteptări nesoluționate apar și au apărut întotdeauna zone extremiste, dacă vreți. Mi-e pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș la sfârșitul săptămânii trecute. Mă bucur că în Sălaj, de fapt, întotdeauna noi am fost zonă mai liniștită în care am știut ce înseamnă conviețuirea și ne-am respectat unii pe ceilalți. Sper să nu se agraveze aceste stări de tensiune și să nu ele să nu crească. Și mi-aduc aminte acum, întrebându-mă dumneavoastră de ce se întâmplă aceste lucruri, mi-aduc aminte anul electoral, parlamentarele și prezidențiale 2000, când pe fondul nemulțumirilor a ajuns în turul 2 Partidul România Mare, cu un scor, în turul 2 a ajuns la prezidențiale președintele de la vremea respectivă Vadim Tudor, în turul 2 la prezidențiale, și scorul pe care Partidul România Mare l-a obținut în ansamblu, apare această stare de nemulțumire a oamenilor față de unii care au fost, de alții care au fost și ei la un moment dat, și votul negativ nu-i votul pentru. Deci în momentul în care se votează foarte mult negativ, problemele pot degenera într-o zonă în care extremismul să ia o anumită amploare. Și credeți că aceste mișcări, într-un fel, sunt și coordonate înspre ceea ce se va întâmpla la alegerile din noiembrie, decembrie? Eu sper să nu fie. Însă nu totdeauna, și am început emisiunea spunându-mi că ceea ce spuneam eu data trecută la întâlnirea noastră nu s-a întâmplat în planul guvernării USL, sper să nu se întâmple acest lucru, însă nu exclud să poată apărea și astfel de lucru și de fenomene. N-am cu absolut nimeni nimic, dar poate crește Partidul Poporului Dan Diaconescu cu candidatul Dan Diaconescu la prezidențiale. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le neglijăm și de care trebuie să ținem cont noi, cei care avem obligația să lămurim oamenii, să determinăm să meargă cât mai mulți la vot și să fac o analiză asupra celui al căruia urmează să-i dea votul. Un fapt fără precedent, cel puțin în ultimii ani, ca un cetățean al unui alt stat să fie declarat indezirabil sau să nu deși nouă la noi. Nu e bucurie nici pentru noi că am fost puși în această situație, dar nu putem tolera manifestări extremiste de către cetățeni ai altui stat
pe teritoriul României. Totuși avem responsabilitatea gestionării corespunzătoare și a păstrării liniștii și ordinii în țară, indiferent de la ce nivel, că e local, județean sau chiar guvernamental, și trebuie întreprinse astfel de măsuri. Și în contextul a ceea ce se întâmplă în Ucraina, e vizată și Republica Moldova, e o situație ciudată și pentru oamenii de rând văd cu foarte mare teamă ceea ce se întâmplă. E adevărat și nu ne dorim să escaladeze aceste lucruri. Doamne ferește, să vrea Rusia să-și extindă, de fapt, că Republica Moldova a fost o perioadă de timp sub autoritatea Moscovei și a Kremlinului, dar este stat de sine stătător, însă asistăm, așa cum spunea și dumneavoastră, la niște lucruri care nu sunt simple de gestionat. Pe bună înțelegere și pe tratate bilaterale semnate, dar nerespectate de către un stat, se ajung și la astfel de situații. Sper să se liniștească lucrurile și nu știu care era situația în Ucraina dacă se semna acel tratat de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. De fapt, începe demersurile pentru aderare. Se ajungea în această situație? E greu de expus. Dar, din păcate, sunt cetățeni români, sunt cetățeni ucraineni de etnie română și în Ucraina, care nu am vrea, cred, niciunul dintre noi să fim în pielea lor, cel puțin până când lucrurile se vor rezolva și așeza. Mulți, domnule deputat, se întreabă dacă va fi război. Sigur că nu putem noi să răspundem, poate că e o nebunie și să punem o asemenea întrebare, dar din câte știți și dumneavoastră, există o asemenea șansă? Doamne ferește să se întâmple asemenea lucruri, dar din păcate pe fondul crizelor economico-financiare au început și celelalte două războaie mondiale. Anumită criză, lumea în întregul ei a parcurs o criză și încă se află în criză. Sper și îmi doresc și sunt convins, ne dorim absolut toți să nu se întâmple acest lucru. Dar e greu de spus, de previzionat cum vor evolua lucrurile și cât își dorește Rusia și în special Putin să își arate puterile și puterea până la urmă. Pentru că reprezintă o putere, demonstrează că reprezintă o putere. Din păcate, Uniunea Europeană, cu întâlniri și ședințe, sigur, s-au luat acum aceste măsuri în zona blocării conturilor, a declarării. Sunt lucruri la care eu îmi pun următoarea întrebare. Oare ele vor rezolva neînțelegerile? Din păcate, lipsa dialogului, lipsa discuțiilor aprofundate pe ceea ce înseamnă pacea în lume n-au prea avut loc. Nu-i suficient să amenințăm de o parte și de alta, pentru că se ajunge la situația în care niciunul nu cedează și lipsa dialogului duce la ceea ce s-a întâmplat cel puțin în Crimea și nu sunt convins, nu știu, am foarte multe date, dar lucrurile nu sunt liniștite în Ucraina în ansamblu ei. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul Magazin Sălăjan. Astăzi vă reamintesc cu deputatul Iuliu Nosa, prim vicepreședinte PSD Sălaj. O situație despre care nu am cum să vă întreb, este iarăși un fapt fără precedent. Întreaga conducere a primăriei municipiului Zalău a fost declarată de către ANI incompatibil. Este un fapt fără precedent. Eu cel puțin de când sunt în presa locală n-am mai întâlnit așa ceva. E posibil să nu mai avem nici primar, nici dumneavoastră de vedere, cu atât mai mult cu cât unul dintre cei vizați de ani este membru al PSD. Este membru al PSD, primarul, dați-mi voie să spun că nu neapărat că mi-e prieten, dar pot spune și acest lucru despre dânsul, dar nu acest subiect. Relația mea directă cu primarul, viceprimarul și cei doi viceprimari. Am mai discutat în emisiune la dumneavoastră problema, modul în care Agenția Națională de Interpretare interpretează această noțiune de funcționar public, pentru că ei aici s-au încadrat. Fiind funcționari publici, n-aveau voie să semneze sau să facă parte și din
adunări generale ale acționarilor. Așa am înțeles din presă, așa știu și cel puțin și de la Radu și de la doamna Cosa. Se ridică o mare întrebare pentru mine și sper să fiu foarte bine înțeles. În momentul în care cei trei au reprezentat Consiliul Local și Primăria în aceste adunări generale ale acționarilor la unitățile la care au fost, unde a fost secretarul primăriei, cel care răspunde de legalitatea tuturor actelor. Dacă a fost acolo și legea s-a respectat, înseamnă că vor avea câștig de cauză la prima instanță când se vor înfățișa, că sunt convins, cel puțin din câte știu și am văzut din presă, Radu, domnul primar, a făcut recurs. Am înțeles acum tot din presă că cei doi viceprimari vor face și ei recurs. Sunt de acord, sau poate că aș fi de acord, dacă cu această decizie a Agenției Naționale de Integritate, dacă în calitatea pe care au avut-o în afara Consiliului Local, ar fi fost și retribuiți. Nu știu, cu un leu, cu doi lei, să fi semnat un stat de plată, dar n-au semnat așa ceva. În condițiile în care Consiliul Local este unicul acționar în societățile comerciale respective, cine să reprezinte mai bine decât Consiliul Local și primarul în adunarea generală, repet, a acționarilor, să stabilească direcțiile de dezvoltare și modul în care să funcționeze o adunare generală a acționarilor. Dar nu subiectul și tema modului de funcționare a unei societăți comerciale a avut la bază întrebarea dumneavoastră, ci ce cred eu despre acest lucru. Este, din punctul meu de vedere, o mare greșeală și sper să reușim să lămurim odată în Parlament și din punct de vedere legal ce se întâmplă cu această fugă a Agenției Naționale de Integritate, pentru că până la urmă se ocupă doar din ceea ce vedem în presa generală de aleși. Ei sunt cei verificați dacă au sau n-au conflicte de interese, ce conflict de interese poate fi între un acționar majoritar, respectiv Consiliul Local, și societatea aflată în subordine. Nu să fie puse în funcțiune și în aplicare ceea ce se decide la nivelul Consiliului Local. Eu sper să-și rezolve, nu sper, ci îmi doresc să-și rezolve din tot sufletul această problemă și să se clarifice pe calea instanței ce prevede de fapt și legea și să nu fim în situația în care, pentru cetățenii de rând, să dăm subiecte de discuții, primarul și viceprimarii noștri nu mai sunt de fapt în funcție, pentru că un cititor de rând, când vede, sunt declarați incompatibili, înseamnă că nu mai avem... Nu e numai situația de... sau nu e o asemenea situație numai la Zalău și la Jibou și la alte comune, multe comune sau tot mai multe comune... Sunt vizate de astfel de situații și nu e în folosul nimănui. Deci, pe lângă scandalurile politice de curente la care suntem supuși și care nu folosesc nimănui, mai apare și această decizie a ANI că de găsit, da, nimeni n-a negat că nu a făcut parte din adunarea generală a acționarilor, dar în momentul în care a fost desemnat legea și sunt convins că secretarul primăriei, cel puțin în cazul pe care îl discutăm noi, și-a dat avizul de legalitate, că ceea ce s-a întâmplat la nivelul deciziei luate este un act legal. Și acum constatăm că, de fapt, e un subiect care... Suntem și noi curioși până unde se va merge cu această ofensivă a acestei instituții, la fel cum... Dumneavoastră, oamenii de presă, pentru că sunt subiecte care țin prima pagină a ziarelor locale și a primelor știri de la televiziuni și de la radiouri, dar pentru cetățeni, ei întreabă, băi, dar de ce a candidat? Asta e întrebarea simplă a omului de pe rând. De ce a candidat dacă știa că n-are dreptul? Nimeni n-a candidat pentru că n-avea dreptul. Nu știu dacă sunt bine înțeles și de către cei care ne ascultă. Bun, Iani, să dăm seama sau nu în timp dacă tot ceea ce face este conform legilor în vigoare. Pe lângă ANI vine și DNA-ul și ceilalți și bagă la zdup, să zicem așa, inclusiv deci membrii de vază ai PSD.
președintele Consiliului Județean de la Constanța, e un caz deci notoriu. Zile trecute am văzut iarăși o săltare, să-i spunem așa, pentru o presupusă mită de vreo 200.000 de euro. Eu am rămas mască, nu sunt pot asemenea... Care era doar o primă rată dintr-o înțelegere conform spuselor din presă. Nu, am spus-o și repet acest lucru, nu sunt avocatul nimănui. Însă, fără a-l apăra pe președintele Consiliului Județean Constanța, am să fac referire scurtă la președintele Consiliului Județean Prahova. Repet, nu eu sunt și nu noi suntem în măsură să spunem dacă sunt vinovați sau dacă nu sunt vinovați. Președintele Consiliului, și spun acest lucru pentru a fi înțeles în măsura în care acest lucru poate fi înțeles de cei care ne ascultă, președintele Consiliului Județean are un copil, un băiat, care e parlamentar, deputat. Și s-a pus problema votului din Parlament pentru a fi arestat în dosar în care sunt părtași sau au calitatea de învinuiți. Și Mircea Cosma și Adrian Cosma. Noi am votat și eu am votat împotriva arestării. N-am votat împotriva cercetării, ci împotriva arestării deputatului Cosma. Tata, Mircea Cosma, a fost dus de către procurorii DNA, arestat 24 de ore și dus la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de arestare pe 29 de zile. Două ședințe a avut judecătorile la Înalta Curte de Casație și Justiție și au spus, deci, decizia judecătorilor de la Înalta Curte, că nu este cazul să fie arestat. Că poate fi cercetat, dar nu în arest. Presa, și nu, sper să fiu bineînțeles, nu sunt supărat pe presă, sper să îmi păstrez această... O anumită parte a presă. Nu sunt supărat pe presă pentru modul în care a relatat și nici nu vreau să-mi justific votul din Parlament. Repet, am votat împotriva arestării, dar presa a spus și că am votat împotriva cercetării, ceea ce nu este adevărat. Cercetarea continuă, au calitatea de învinuiți, într-un final instanțele sau instanța supremă, ultima, se va pronunța, revenind la cazul de la Constanța. Repet, iar nu vreau să fiu avocatul nimănui. Dar a fost adus cu cătușele de la Constanța la București, reținut în sediu DNA-ului 24 de ore și după aceea instanța, cea care îi măsură să spună dacă poate fi arestat și dus cu cătușele, a spus nu, poate fi cercetat în stare de libertate. Cine? Nu spun că n-au greșit. Cum nu pot spune că au greșit? N-am eu această, dar imaginea omului respectiv. Familia, prin ceea ce trece, cine mai repară și când aceste situații care, Doamne ferește, să ajungem, n-am fost și sper să n-ajung niciodată în situație, dar ca om, zic eu și cu suflet, încerc să înțeleg aceste lucruri, nu se poate face cercetare fără spectacol mediatic. E o întrebare asta. La fel, ce credeți dumneavoastră, așa foarte pe scurt, despre cazul domnului Mircea Diaconu? Nu riscă domnia sa prea mult încercând să candideze atâta vreme cât a fost declarat incompatibil de către anul? N-am pretenția că îl cunosc ca și parlamentar, ca și coleg parlamentar. Dânsul a fost în Senat, eu am fost la Camera Deputaților. Dați-mi voie să vă spun ca om care am urmărit filme cu Mircea Diaconu, piese de teatru cu Mircea Diaconu și activitatea lui politică făcută publică prin mass media. Un om deosebit. Au acceptat colegii să fie în listă. Și după aceea... Bun, dar a fost declarat incompatibil de către anul. Nu-l cred chiar naiv să nu înțeleagă că în momentul în care și-a anunțat intenția de a candida din partea liberalilor.
era declarat incompatibil și în momentul respectiv. Să fiu bineînțeles, nu vreau să-i critic pe liberal, aceasta a fost întrebarea și nu acesta este subiectul. Dar în momentul în care liberalii au luat decizia că este pe un loc eligibil în lista lor pentru europarlamentare, decizia luanei exista. Dar nu cu interdicție, acea interdicție de 3 ani de... au simțit ei că ceva nu e în regulă, ei liberalii, și au ajuns la concluzia că nu îi mai pot da un loc eligibil pe liste. De fapt, nu îi mai pot da un loc de candidat din listă. A fost decizia dânsului, s-a dus la câmpul, la Curtea de Argeș parcă, și-a prezentat demisia din PNL. Câți nu făceau publică la sediul partidului din București? Un om normal, membru al organizației de Curtea de Argeș, s-a dus la organizație, și-a prezentat demisia și acolo presa, sigur că a aflat și a spus, demisionez pentru că vreau să candidez la europarlamentare. Refuz să cred, repet, pentru ceea ce reprezintă pentru noi ca moralitate Mircea Diaconu, să cred că nu s-a consultat cu juriști. Își prezenta demisia sau rămâne un simplu membru, dar nu prezint demisia ca să pot candida la europarlamentare. Deci, sunt lucruri, iar discutăm în această emisiune foarte mult timp despre Agenția Națională de Integritate, care ridică mari semne de întrebare legate de deciziile pe care această instanță le ia. Face prima pagină, să spunem așa, de câteva săptămâni și bănuiesc că în acest an se va intensifica. Sunt într-adevăr foarte subiectiv. Dar președintele Agenției Naționale de Integritate a fost prins conducând autoturismul propriu, lăsând la o parte că a depășit viteza, că n-avea nici carnet. Unde e moralitatea lui Georgescu ca președinte și moralitatea lui Mircea Diaconu? Trebuie să-i întrebăm și pe dânsul acesta. Este o întrebare pentru mine ca simplu cetățean. Repet, fiind implicat în mijlocul problemelor politice, când vezi aceste lucruri, te întreb, domnule, chiar suntem niște infractori? În acest an electoral, cu siguranță, marea miză este ca cât mai mult să devină infractori în spațiul public, nu? Din păcate, anii electorali sunt foarte aproape unui de alții. 2014 e foarte aproape de 2012. 2014 e foarte aproape de 2016, când vor avea în acest interval, nu ne ocupăm de altceva sub aspectul presei în general. Și aici înțeleg dorința presei de a avea subiecte. Este o problemă pe care, efectiv, nu neapărat că o salut, dar o înțeleg, însă vine din partea noastră. Și eu, cel puțin, am considerat și continui să cred că agenda publică n-ar trebui să o facă, sau agenda publică să o facă presa, dar nu cu referire directă la tot ceea ce înseamnă personalități publice. Nu sunt lucruri bune care se întâmplă în țara asta. Nu prea aflăm despre ele. Nu prea știm despre ele, ci ceea ce a mai făcut un politician, un președinte al Camerei de Comerț și Industrie, lucruri care, într-adevăr, te fac să... Președintele Consiliului Județean de la Satu Mare, de câteva ore declarat și domnia sa incompatibil și câte ori mai fi probabil de anul acesta. O să le vedem, o să aflăm în timp ce și cum. Aproape de finalul emisiunii noastre, a trecut repede timpul alocat emisiunii noastre, o întrebare de 100 de puncte, hai 99, dacă va candida domnul Victor Ponta la președinția României. Grea întrebare și greu motivația pe care mi-o puneți de 99% cel puțin. Personal, mi-aș dori să candidez. Dar va fi decizia dânsului și sigur că va avea susținerea noastră. Dar nu pot vorbi numele nimănui. Vorbesc în numele meu. Ca membru al Partidului Social Democrat, ca un om care îl știu de pe vremea când era președintele Organizației de Tineret la nivel național, urmărindu-i evoluția, urmărindu-i prestanța în plan guvernamental, cred că România are nevoie de un astfel de președinte echilibrat, care să aibă simțul dialogului foarte bine dezvoltat. Dacă se va întâmpla acest lucru, repet, va fi doar decizia dânsului,
și noi sunt ceilalți colegi de, de partid, sunt convins că îl vom susține. Bun, haideți să încheiem cu o știre bună sau o veste bună sau un gând bun, un gând pozitiv. Suntem în plină primăvară, o zi minunată de primăvară. Îmi doresc să avem alegeri europarlamentare, pentru că trebuie să rămânem puțin, e o emisiune totuși până la urmă politică, să rămânem în, să avem alegeri europarlamentare liniștite și cât nu mi-aș dori să fie fără mari și multe scandaluri. Deci să ne bucurăm cu toții de primăvară, să ne dea Dumnezeu sărbători fericite, un Paște fericit tuturor și când voi simți nevoia că într-adevăr lucrurile s-au așezat și vor fi liniștite, credeți-mă, m-aș bucura să văd foarte mulți oameni liniștiți, împăcați și mulțumiți. Vă mulțumesc, domnule Nosa, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. O zi bună încătunea tuturor. La revedere! Mulțumesc și eu. La revedere!